După cum bine știți, Samsung tocmai a lansat noua lor serie de smartphone-uri Galaxy S24, respectiv S24, S24 Plus și S24 Ultra. Ei bine, așa cum bănuiesc că ați observat și voi, în materie de design, toate cele trei modele nu vin cu schimbări majore, dar vin cu îmbunătățiri semnificative pe partea de rezistență la căsături, performanță, camere și software. Așadar, eu sunt Mihai, iar în acest material am să vă prezint un hands-on scurt cu întreaga serie Galaxy S24, pentru ca să știți cu ce noutăți vin, iar ulterior voi reveni așa cum v-am obișnuit cu recenzia lor detaliată, iar pentru a nu mai pierde timpul, să-i dăm drumul. Așa cum am spus și la începutul acestui clip, toate cele trei modele nu vin cu schimbări majore în materie de aspect față de varianta anterioară, doar că cele mici îmbunătățiri pe care le-au adus completează ceea ce îi lipsea seriei 23 De această dată, pe varianta Ultra avem un cadru din titan, făcându-l și mai rezistent la căzături, pe față avem protecție Corning Gorilla Armor, iar pe spate avem Gorilla Glass Victus 2, precum regăsim și pe varianta simplă și cea plus. Ce noutate avem pe S24 Ultra și mă bucură să o văd, este ecranul complet plat, cu unghiuri drepte și o margine a ecranului egală pe toate cele patru laturi. Deci scăpăm de bărbie și de marginile curbate ale ecranului, făcându-l și mai ușor de glisat de la o margine la alta, dar și de a-l folosi mai bine cu un stylus. Ecranul măsoară la fel o diagonală de 6,8 o greutate de 232 de grame, vine cu certificarea pe 68 precum și pe S24 și S24 Plus și se simte cu adevărat un telefon premium și confortabil, chiar și în ciuda faptului că dimensiunea sa este una destul de mare. În schimb, pe S24 și S24 Plus în îmbunătățirile în materie de design și construcție, le regăsim la dimensiunea ecranului mărită cu inci și cadrul din aluminiu armat care pare puțin mai plat față de modelele anterioare și îl fac să se simtă ceva mai bine în mână. Ecranul lui S24 măsoară o diagonală de 6,2 inci și are o greutate de 167 de grame, pe când S24 Plus are o diagonală de 6,7 inci și o greutate de 196 de grame. Ambele se țin foarte bine în mână, sunt ușoare, confortabile și îmi place feelingul de metal pe cadrul telefonului. Ce mă bucur să văd este selecția de culori din acest an. S24 și S24 Plus vin în variante de culori precum Amber Yellow, Cobalt Violet, Marble Grey și Onyx Black. Iar S24 pe de altă parte vine în variantele Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet și Titanium Yellow. În materie de display, toate cele trei telefoane beneficiază de îmbunătățiri semnificative. S24 Ultra are un Dynamic AMOLED x de 6.8 inch Quad HD+, cu o rată de refresh variabilă de la 1 la 120 Hz și nu de la 48 la 120 Hz, precum regăseam la seria anterioară, făcându-l și mai eficient în materie de autonomie și de experiență de utilizare. Sticla este plată loc de curbată pe marginile laterale și reproduce o luminozitate de 2600 de niți față de 1750 de niți. Deci, cu toate că S23 Ultra deja avea un ecran luminos, de această dată va fi și mai luminos în lumina directă a soarelui. S24 și S24 Plus primesc de asemenea un nou tip de ecran. Modelul mai mic, S24, crește de la 6,1 la 6,2 inch, menținând rezoluția Full HD Plus a modelului S23, dar luminozitatea este la fel de puternică ca pe S24 Ultra, ajungând la 2600 de nits în pic. Iar aici, ca și pe varianta Ultra și pe Plus, avem o rată de refresh variabilă de la 1 la 120 de Hz. În schimb, S24+, Plus nu doar că își mărește dimensiunea de la 6,6 la 6,7 inci, ci și rezoluția sa a crescut de la Full HD+, Plus la Quad HD+. Plus. Rata de refresh variabilă de la 1 la 120 Hz și luminozitatea sa crește de la 1750 la 2600 de niți în pic, ceea ce înseamnă că luminozitatea de pe toate cele trei variante se situează printre cele mai ridicate pe care le veți regăsi pe un ecran de smartphone modern. Calitatea imaginilor și a videoclipurilor arată extraordinar de bine, culorile sunt vibrante, Contrastul este bogat, iar restul informațiilor le veți afla la momentul recenzei lor. Chiar dacă vor exista discuții în legătură cu partea de hardware, Samsung a decis din nou ca în Europa modelele S24 și S24 Plus să vină echipate cu un chipset Exynos 2400 pe 4 nanometri, unde în alte țări să-l primească pe cel de la Qualcomm, cu excepția lui S24 Ultra care vine cu un procesor de la Qualcomm Snapdragon 8 Generația 3 For Galaxy și în Europa. Dacă nu știi ce reprezintă mai exact denumirea de Ford Galaxy, înseamnă că are un CPU, GPU și NPU îmbunătățit comparativ cu versiunea standard A8 generația 3. Qualcomm spune că îmbunătățirile aduc o creștere de 20% la nivel de CPU, o creștere de 30% la nivel de GPU și o creștere de 41% la nivel de NPU comparativ cu 8 generația a doua for Galaxy. Toate cele trei modele suportă RAM LPDDR5X și stocare UFS 4.0, fiind rapide în orice situație ar fi supuse. Și asta am putut observa chiar și în testele de benchmark pe care le-am realizat la lansarea lor, unde scorurile nu sunt rele deloc pentru toate modelele în parte. Dar la fel despre teste solicitante vom vorbi la moment momentul recenției. S24 vine în două variante, 8GB de RAM cu 128GB sau 256GB spațiu de stocare. În schimb, S24 Plus primește mai mult RAM decât anul trecut și este disponibil în două variante. 12GB de RAM cu 256 sau 512GB spațiu de stocare, fără posibilitatea extinderei ei pentru niciun model din seria S24. Pe partea de conectivitate, acestea includ cele mai recente tehnologii în ceea ce privește 5G-ul de bandă medie și C-Band, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS și așa mai departe. Ce mă bucură să vă la S24 și S24 Plus este că primesc baterii mai mari, însă nu aceeași situație și pentru varianta Ultra, unde rămâne identică. Respectiv S24 crește de la 3900 la 4000 de mAh, iar S24 Plus trece de la 4700 la 4900 de mAh, pe când varianta Ultra rămâne la fel de 5000 de mAh. Nu există schimbări la povestea încărcării pentru că toate se încarcă la o putere de încărcare rapidă de 45 W de prin fir, 15 10 prin wireless și power sharing vezi la 4,5W. Aici mi-aș fi dorit să văd o încărcare mai rapidă, precum vedem și la alte branduri, dar din păcate am rămas tot la 45W prin fir. Ca modelul Ultra obține cele mai bune camere. Sunt 4 în spate și una în față. Varianta Ultra are o cameră principală de 200 de megapixel cu un f de 1.7 și stabilizare optică a imaginii, al doilea de 12 megapixel cu un f de 2.2, al treilea telefoto 5X are un senzor de 50 de megapixel cu un f de 3.4 cu stabilizare optică și există și o a doua cameră telefoto de 3X la f de 2.4 la fel cu stabilizare optică. Iar pe partea din față are un senzor de 12 megapixel cu un f de 2.2. Samsung spune că noul telefoto optic 5X este capabil să realizeze fotografii chiar mai clare decât senzorul optic 10X de pe S23 Ultra pe care îl locuiește. Variantele S24 și S24 Plus își împar componentele de cameră. Fiecare are o cameră principală de 50 de megapixel cu un f de 1.8 cu stabilizare optică care poate realiza fotografii super zoom de 30x. În rest au aceleași camere ultra-wide de 12 megapixel, telefoto de 3x de 10 megapixel și selfie de 12 megapixel ca modelul ultra. La fel ca și la varianta anterioară, seria S24 filmează la o rezoluție de 8K în 30 de frame-uri pe secundă și 4K în 60 de frame-uri pe secundă. Chiar dacă asemănările hardware sunt aproape identice ca pe seria anterioară, Samsung spune că seria S24 folosește un nou motor Pro Visual care combină puterea hardware-ului cu optimizările AI, făcând ca imaginele pe timp de noapte să fie mai clare, mai luminate, fără noise, recunoașterea obiectelor mai bună și așa mai departe. Dar la fel, exemplele de poze pe timp de noapte și zi voi realiza la momentul review-ului pentru a vă împărtăși și impresia mea despre capitolul cameră. De această dată, Samsung a vorbit mult despre AI și avantajele acestuia în cadrul noi serii. În primul rând, telefoanele vor veni din start cu interfața One UI 6.1, cu Android 14 și cu până la 7 ani de actualizări de sistem și securitate. Pe scurt, Samsung oferă cel mai lung suport de actualizări de pe piață. Deci până în 2031, n-ar trebui să aveți probleme de actualizări. Așa cum v-am spus, Samsung a discutat foarte mult despre partea de AI. De exemplu, aceștia aduc funcția de Circle to Search, unde poți printr-o simplă menținere a păsării butonului căuta diferite informații despre respectiva imagine sau text, call assist sau traducere live unde tu vorbești în spaniolă iar cel de la capătul apelului va auzi limba lui nativă, chat assist unde îți traduce automat mesajele în limba nativă din aplicații precum WhatsApp, Facebook Messenger sau mesajele text, note assist care va reorganiza notele, va corecta greșelile gramaticale și așa mai departe, sau editarea fotografiilor prin intermediul AI-ului, unde umple golurile, corectează unghiurile și așa mai departe și multe alte lucruri pe care le putem vedea în recenzia lor. Așadar, cam aceasta a fost prezentarea noilor modele de la Samsung, Galaxy S24, S24 Plus și S24 Ultra. Lăsați-mi un comentariu cu impresia pe care o aveți despre ele și pe care ați vrea să-l trecem pe primul pe lista de review. Până un alta, eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!